Echipă moldovene din Zâmbreni. Moldova, țara minunilor, un popor vrăjitor și cu buzunarul gol. Mătușa Mărioara, femeie muncitoare în viața ei, într-o zi a fost optimizată. Și... Părăzut, mă, Tanius! Părăzut că stai și n-ai și faci, și ajut cu faulea ta! Ia că e tu mă și mă faul, nu buc faci, de ce e tău? Tu nu ești sănătoasă. Ei, mă jignești cu mătră. A, fac mătră, da, îmi fac o scârbă, fac. Dar și-i pățit? M-a omizat, fac. Ce-a făcut? Ce-a optimizat, poate? Da, fac, m-a optimizat, fac, adică m-a dat afară, fac. Că tatăl ăsta nostru nu are bani, fac, și ne-am rămas și ne-i 3 ani, fac, până la pensie. Și nu știu ce-ați fac, fac. Și dacă și meniu spus că o să-mi caut de lucru pe internet, fac. Da, da, lasă, te ajut eu. Uite, ne conectăm la internet. Și căutăm pe Google. Uite că am găsit ceva. Agenția de turism. La Baby Travel. Secretare, servitoare. Auză. Ia scrie la prima faci, dacă ești șoferul secretară. Ești cu tine. Hai scrie mare, îți mă gregesc. Bun, bun, facem. Ia că am trimis, așteptăm mesajul. Opa, a venit. Mâine cu mătră, te duci și prezint la interviu. Dar numai să nu întârzâi, că nu primește. Bun, fa, dar mă duc eu, că nu ne-am mult vaca și nu trebuie să mă scot mai dimineață. Hai, mă duc eu. A doua zi. Sigur. Cum mă numiți? Ciuche Mărioara. Mărioara. Da. Ce vă putem ajuta? Am trimis fiul în seara de afară să-mi caut de loc și eu. Civil? Da, uitați cu votul acesta. Așa, astăzi avem ordine de zi. Mătușa Mărioara, da, este civil. Și avem așa întrebări la dumneavoastră. Care este stajul dumneavoastră de muncă? Dragul Ciuche, Ciuchea mâncitoare și mie. Și la grădiniță au lucrat. Și o băștă la școală lucrat, și doi iar, că lucrați vreo câțiva ani. Chiar ai întrebat, femeia voastră. Doamne, și tu oare, femeie. Dar totuși nu înțeleg, dumneavoastră ați menționat aici că trăiți în Spala, în Minești Mici, în Gangura, în Văsien, totuși care este domiciliul dumneavoastră? Netalie nu prieși unde și-o leacă. Eu trăiesc acolo, la Bădăi, în Vale, și nu știu unii, de la Bădăi. Păi cum nu mi-a dat seama, trebuie deodată să... Da, bine, mătușă Mărioară, bine, noi o să vă contactăm și o să vă spunem rezultatele. Mulțumesc, da, te rog, să mă sun și al din casă, și al din țară. Bun, bun, bine, bine. Rămâi sănătos. Dar care și al din casă și care și al din țară? N-am mai înțeles. Noi, domnul candidat secretar, o să vedem mai departe. Bună ziua! Bună ziua! Luați foc, vă rog frumos! Mulțumesc! În calitate de secretară, da? Da, da. Cum vă numiți? Alexandra. Alexandra, Alexandra. Și mai cum? Duplavă! Duplavă, Alexandrina, da! Și aici avem întrebări, și ne putem serio, da. Este menționat că ați făcut două facultăți, și cea de relații interne și externe Republicii Moldova, și de trei ori. De ce nu aveți staj de muncă? Păi am încercat să mă angajez în mai multe oficii, dar tot cereau acești 3 ani de lucru. Dar eu de unde știam că de-aia am terminat facultatea? Cu
acum nu mi-a dat seama. Asta e legislația la noi, Republica Moldova. Dar ceva cunoașteți limbi străine, da? Da, cunosc română, rusă, franceză, engleză și germană. Germană, ok, mă, ce cum. Dar abilități în utilizarea calculatorului? Da, 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 cunosc foarte bine cu calculatorul. Mă, ce bine, Alexandrina, bine, o să vă contactăm. Da, să bine, la revedere. La revedere, aștept să intru dumneavoastră. Te mă, ce capacități are, sunt că așa bine. Așa, foarte bună candidată. Bună ziua. Bună zi. Ziua. Lasă, vă rog frumos, la loc acolo. Cum vă numiți? Aleonica. Aleonica, Aleonica. Și mai cum? Mai selectați-vă dumneavoastră, fiindcă m-a impresionat. Care este vechimea dumneavoastră muncă? Ce mă, crești veche, bun? Păi am avut în vedere care este stajul dumneavoastră de muncă. Păi am oameni în Italia, unul în Turcia, jumătate în Israel și acum am început am venit din... aici... Beijing, da? Arabia. Ah, dacă Arabia mi este clar ce se zice spre stat. Dar... Dumneavoastră, cunoașteți calculator, aveți abilități, da? Păi desigur, cum să nu? Atunci, care este funcția mouse-ului? Păi să-l treci de masă. Foarte inteligent răspuns. Dar tăti, cu ce funcție are? În parlament. Poate mă, parlament, unde mă, parlament. Bine, Leonușca, noi cred că să analizăm încă o dată la Consiliu și o să scoatem o decizie. O să vă contactăm pe viitor. Cred că deja Coco este luată soluția. Bine, papa. Ce e, Fanic, fa? Ești, liniștești, mai așteaptă. Nu, dar să liniștești, fa, că am un stres, fa, că numai la asta mă gândesc, fa. I-am spus că zonii și cealaltă din casă, cealaltă, Nic, fa. Ei, eu știu soluția. Fratele meu e doctor, așa că era să le cuiați, ia, Hanim. Au fiat suna, fa, ia. Deci n-am înțeles. A, să începem, asistent. Instrumentele sunt? Pe 1, 2, 3, 4. Auzi, auzi, fără multă vorbă. Hai că îmi zbori afară. Anestezie. Ai deja la ora 10? Da. E idei de-a noastră. Mistăriu! Nu l-a luat! Era, băi, oricum ceas, oricum două, nu mai ai mult! Las-o lua! Taia că mă chinui cu un pacient aici! Ia ești, mă, la ușă! Chiar am ce facem mai ieși? Rapte, am zis! Ia să-ți fac, doctor! Bună, zăbăr! Ia! Ești doar o jumătate de ceas, sorghește limbi de rachiu și cad cu mâna să ții. Nu e tare zbona. Nu, cad cu mâna să ții. Mulțumesc! Mare! Și uite-am cu patru, nu, mă. E, las, fa,
principalul că bani o dat. Vezi cum e în ziua de azi. L-a lăsat pșeala să moare și m-a salvat pe mine. Ta, dacă eram eu fan locului... Frate, mi-a faci ce pentru mine? Tu îți faci și oricum, frate, tu! Primul pas, primul cuvânt, prima iubire. Doar când zâmbete ai nepăceri fericire. Pe pământ o strâmbă.